Să vedem cum arată la prima ora dimineții și mai ales cum s-a antrenat în perioada asta, căci de alergat singur cred că poți. Până dimineața, Floricica! Bună dimineața, Dani, bine v-am găsit. Nu vreau să te contrazic, așa este, Marina este foarte frumoasă și se află în această dimineață alături de mine și trebuie să vă mai spun că are 178 de medalii, dintre care 133 de aur. Bună dimineața, Marina! Bună dimineața! Povestește-mă în primul rând cum te-ai apucat tu de acest sport. M-am apucat întâmplător, eram la școală, profesoara mea de sport de la momentul respectiv a văzut că fug mai repede decât băieții și și-a dat seama că am un talent, așa că a luat legătura cu antrenorul meu de la vremea respectivă, cu domnul Gabriel Nicolau, și am dat niște probe și la el, a văzut că, bine, el inițial a crezut că nu funcționează cronometrul, m-a pus să repet probele și... Se pare că a fost totul extraordinar. Așa am început să fac sport. Dacă te aleargă cineva, n-are nicio șansă să te prindă, nu? Nu cred, nu cred. Povestește-mi care ți este cea mai dragă medalie pe care ai câștigat-o până acum. 178, o cifră. Da, nu cred că am una care să-mi fie cea mai dragă, pentru că toate sunt extrem de muncite. Nu știu, toate îmi sunt extrem de dragi. Absolut toate medaliile mele îmi sunt extrem de dragi și sunt păstrate acolo foarte bine. Ce au spus părinții tăi când au aflat că vrei să faci atletism de performanță? Părinții m-au susținut și tatăl meu a făcut atletism și probabil a fost o bucurie pentru ei să vadă că merg și eu pe drumul ăsta. Chiar m-au susținut și mă susțin în continuare. Care este cea mai mare realizare a ta până în acest moment? Eu le consider pe toate realizări, însă cea mai mare realizare a mea cred că este faptul că am reușit să intru în finala campionatului european de tineret la 200 de metri și a fost prima mea finală, am obținut-o chiar anul trecut, m-am bucurat extrem de tare pentru că a fost ceva neașteptat. Ești extrem de frumoasă și am văzut că ai niște poze extraordinare pe Instagram. Mulțumesc! Ce hobby-uri ai? Ce pasiune ai? N-am foarte mult timp liber și în timpul pe care l-am prefer să citesc sau să mă odihnesc, pentru că vreau să-mi încarc bateriile. Sunt toată ziua pe stadion și chiar vreau să mă relaxez în timpul liber. Care este cel mai mare vis al tău? Cel mai mare vis al meu cred că este să ajung la Olimpiadă. Cred că este visul oricărui sportiv de performanță să ajung acolo și sper că într-o zi să calc și eu pe stadionul olimpic. La ce ai renunțat pentru o medalie olimpică? Cred că la orice. E cel mai mare vis al meu și aș face multe sacrificii pentru el. Spuneai că îți place să citești, să călătorești. Unde ți-ai dorit cel mai mult să călătorești? Mi-ar plăcea să ajung în Australia, n-am ajuns încă, tot pun la cale treaba asta de ceva timp, însă anul acesta nu s-a putut. Sper ca pe viitor să pot ajunge acolo. Marina, îmi spuneai că ești cea mai rapidă, nu? Sau cel puțin noi așa știm că ești cea mai rapidă fată din România. Eu zice la final să încercăm să facem un concurs, nu? Cu drag! Te las pe tine să dai startul? Da! Răzvan Dani, eu mă întorc la voi și bineînțeles rămân aici cu Marina pentru că vreau să văd dacă este într-adevăr rapidă. Asta îți trebuia ție, Floriana. Să-ți iei colanțile. Hai, un start corect. Degetele. Asta. Ok. Are Floriana și practica foarte multe sporturi, se vede clar. Nu, e alt stil. Cum se cheamă stilul? Marș. Marș. Marșul. Da, de n-ai voie să îndoi genunchi. N-ai voie să îndoi genunchi și mai mult că călcâie vârf. Bravo. De-aia trebuie să mergi balansat, că n-ai voie să îndoi genunchi. Poate nu i-a spus de la început că nu... Ne-a zis stilul în care se aleargă. Ne-a zis stilul. Bravo. Da. Bravo.